Prima novelă istorică din literatura română, Alexandru Lăpușneanu de Costache Negruți, apare la 30 ianuarie 1840, în primul număr al revistei Dacia Literară, înscriindu-se într-una dintre direcțiile imprimate de programul acesteia, introducție, concepută de Mihail Cogălnicianu și anume inspirarea scriitorilor din istoria patriei. Pentru crearea acestei novele, Negruți se inspiră, în principal, din cronica lui Grigore Ureche. Tema novelei ilustrează evocarea unui moment zbuciumat din istoria Moldovei, în timpul celei de-a doua domnii a lui Alexandru Lăpușneanu. Structura narrativă a novelei este simetrică și riguros construită cu un echilibru solid, fiind organizată în 4 capitole, fiecare purtând un motto semnificativ pentru conținutul acesteia. Dacă voi nu mă vreți, eu o vreau. Cuvintele aparțin lui Alexandru Lăpușneanu, care a răspuns la îndemnul de a renunța la tronul Moldovei, adresatului de către boierii veniți să-l întâmpine. Ai să dai seama, doamnă, este replica văduvei unui boier ucis de Lăpușneanul, amenințare adresată doamnei Ruxandra, soția domnitorului. Capul lui Moțoc vrem, sunt cuvintele mulțimii de țărani veniți la curtea domnească să se plângă de asuprirea boierilor, de sărăcie, de foamete, de viața lor devenită insuportabilă. De mă voi scula, prea mulți am să popesc și eu. Sunt cuvintele lui Alexandru Lăpușneanul, aflat pe patul de suferință, ca o amenințare împotriva celor care îl călugăriseră. Compoziția narrativă reunește mai multe curente literare, clasicismul, definit de simetrie și de echilibrul solid al novelei, romantismul, reprezentat atât de psihologia și tragismul personajului, cât și de scenele cutremurătoare, și realismul, ilustrat de adevăratul istoric a celei de a doua domnii a lui Alexandru Lăpușneanu. Acum să vedem puțin construcția și momentele subiectului. Acțiunea este clară și se bazează pe conflictul bine evidențiat dintre domnitor și boierii care îl trădaseră în prima domnie și îl siliseră să părăsească tronul Moldovei. Narratorul omniscient și narațional la persoana a treia definesc perspectiva narrativă a novelei. Timpul narativ este cronologic, bazat pe relatarea în ordinea derulării evenimentelor situate într-un trecut istoric, iar spațiul narrativ este real, Moldova secolului al XVI-lea. Incipitul este reprezentat de informația cu caracter istoric despre Ștefan Tomșa, care l-a ucis cu buzduganul pe despot Vodă. Modalitatea narrativă se remarcă așadar prin absența mărcilor formale ale naratorului, de unde reiese distanțarea acestuia de evenimente. Expozițiunea, sub motoul "Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau", care este și primul episod al novelei, naratorul relatează episodul venirii lui Alexandru Lăpușneanul în Moldova, hotărât să ocupe pentru a da domnie tronul țării, fusese izgonit de către despot Vodă, printr-un complot pus la cale de mari boieri moldoveni. Acesta, la rândul său, fusese ucis de către Ștefan Tomșa, care acum cărmuia țara. Alexandru Lăpușneanul izbutise să adune oști turcești și venise acum în Moldova cu gândul de a izgoni pe răpitorul Tomșa și de a-și lua înapoi scaunul domnesc, pe care nu l-ar fi pierdut dacă n-ar fi fost vândut de boieri. De aici reiese conflictul puternic între fostul domnitor și boierii trădători, împrejurările și succesiunea la trona domnitorilor, așa cum sunt ele prezentate de narator, constituie fapte reale consemnate de istoria Moldovei. Aceiași boieri care îl trădaseră în prima domnie veniseră acum să-l întâmpine aproape de graniță. Aceștia vor să-l convingă să renunțe la tron, deoarece țara este liniștită, iar norodul nu te vrea, nici te iubește. Intriga este bine evidențiată. Lăpușneanul, fiind hotărât să se instaleze pe tronul Moldovei, răspunde boierilor cu ochii scânteind ca un fulger: "Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Și dacă voi nu mă iubiți, eu vă iubesc pe voi. Să mă întorc, mai degrabă și întoarce Dunărea cursul îndărăpt." Trecem de la intrigă la desfășurarea acțiunii. Boierii încearcă să-l convingă să renunțe la ocuparea tronului, apelând la formule patriote privind biata țară, interesându-se ironic cu ce se va sătura el, lăcumia acestor cete de păgâni. Cu o ură imensă și cu o sete de răzbunare nestăpânită, Lăpușneanul le răspunde cu satisfacție nedisimulată: "Cu averile voastre, nu cu banii țăranilor pe care îi jupuiți voi. Voi mulgeți laptele țării, dar a venit vremea să vă mulg și eu pe voi." Sperat de amenințările lui Lăpușneanu, Moțoc cade în genunchi, dar Alexandru nu se lasă păcălit de tertipurile boierului pe care îl știe, învechit în zile rele, doar ce-l trădase pe despot: "Ai vândut și pe mine, vei vinde și pe Tomșa." Cu toate acestea, Lăpușneanul îi promite să-l cruțe, pentru că e folositor, ba mai mult îl făgăduiește că sabia mea nu se va mânji cu sângele tău. Al doilea episod are ca motto "Ai să dai seama, doamnă", și începe cu înscăunarea lui Lăpușneanu, care este primit de norod cu bucurie și nădejde, însă boierii sunt înspăimântați, fiind conștienți că poporul îi urăște, iar noul domn nu iubește. Prima decizie pe care o ia Lăpușneanu este aceea de a arde toate cetățile Moldovei, cu scopul de a stârpi cuiburile feudalității, apoi trece la pedepsirea aspra boierilor, le ia averile și le taie capetele, la cea mai mică greșeală dregătorească, la cea mai mică plângere. Capul vinovatului se spânzură în poarta curții și el nu apucă să putrezească când alt cap îi va lua locul. Doamna Ruxandra, soția lui Lăpușneanu și fiica bunului Petru Rareș, înspăimântată de cruzimile și crimele înfăptuite de soțul său, îl roagă să nu mai verse sânge și să
înceteze comorurile. Ea este impresionată de cuvintele văduvei unui băi ucis, care o amenințase: "Ai să dai seamă, doamnă, pentru că bărbatul tău ne taie părinții, bărbații și frații." Zâmbind, Alexandru Vodă îi promite pentru a doua zi un leac de frică. Prin flashback, naratorul inserează o scurtă biografie doamnei Ruxandra, cu trimitere directă la Hronică, din care reiese faptul că după moartea tatălui său, voievodul Petru Rareș rămăsese orfană la o vârstă fragedă, sub tutela celor doi frați mai mari, Iliaș și Ștefan, care se dovedise incapabili să domnească. Ruxandra e fusese hărăzită lui Joldea, dar Lăpușteanului tăiase acestuia nasul și se căsătorise el cu fica bunului Petru Rareș, ajungând astfel pe tronul Moldovei în prima domnie. Punctul culminant începe odată cu al treilea capitol, care are ca moto capul lui Moțoc Vrem. În acest episod, secvența de la mitropolie scoate în evidență perfidia feroce a personajului. Alexandru Lăpușteanu făcuse de știre tuturor boierilor să participe împreună la slujba de la mitropolie, după care erau cu toții invitați să prânzească la curte cu scopul de a împăca pe domnitor cu boierii. Ca niciodată în ziua aceea, Lăpușteanul venise la biserică îmbrăcat cu toată pompa domnească și după ce a ascultat cu smerenie slujba, s-a închinat pe la icoane, a sărutat moaștele sfântului, a rostit un discurs emoționant, în finalul căruia își cere tuturor iertare și poftește pe boieri să vie ca să ospăteze împreună. Spancioc și Stroici se sfătuiesc reciproc să nu participe la ospățul domnesc, dar ceilalți boieri se bucurau de o schimbare care le dădea nădejdea că vor ocupa iar postul și vor aduna noi averi din sudoarea țăranului. Boierii sosesc la palat însoțiți fiecare de câte 2-3 slugi, adunându-se boierii 47 la număr. Spre sfârșitul ospățului, descris detaliat de narator, la semnalul domnitorului, toți slujitorii de pe spatele boilor scot junghierile și lovesc, iar alți ostași se năpustiseră cu săbile în ei. Privind măcelul, Vodă râdea satisfăcut. Moțoc se silea și el să zâmbească pentru a-i face pe plac domnitorului, deși simțea părul zburlindu-i pe cap și dinții săi clănțănind, deoarece 47 de trupuri zăceau pe parchet. Scena este de factură romantică prin violența faptelor și a imaginilor impresionante. În acest timp, puțini slujitori aflați în curte, care scăpaseră cu viața sărind peste ziduri, dase alarmă pe la curțile boierilor, așa că o mulțime de norod tot orașul venise la porțile curții domnești. Lăpușteanu trimite pe armaș să întrebe ce vor și ce cer și își exprimă față de Moțoc pornirea de a da cu tunurile în prostimea aceea. Moțoc este de acord, deoarece dacă au murit atâția boieri, nu-i vreo pagubă că ori muri sute de mojici. Întrebată ce vrea, prostima rămase cu gura căscată, deoarece ei veniseră fără un scop anume, se luaseră unii după alții, ca și cum când încep să-și trege nemulțumirile, să micșoreze dăjdiile, să nu ne mai jefuiască, am rămas săraci, n-avem bani, ne-au luat tot, Moțoc, și brusc, tot scaunul încep să strige capul lui Moțoc Vrem. Moțoc, înspăimântat peste măsură, se lamentează și se roagă maicii. Domnul, jurându-se să ridice o biserică, să postesc cât voi mai avea zile, să feric cu argint icoana ta cea făcătoare de minuni de la Mănăstirea Neamțului. Imediat însă, în contradicție cu smerenia anterioară, îl roagă pe Vodă să pună tunurile în trânsii, să moară toți. Eu sunt boier mare, ei sunt niște proști. Vodă îi răspunde cu sânge rece: proști, dar mulți. Să omor o mulțime de oameni pentru un om nu ar fi păcat? Și profitând de această situație, Lăpușteanul dă pe Moțoc norodului, care se repede asupra lui și îl sfâșie, Vodă pedepsind astfel un alt boier trădător, fără ca sabia lui să fie mânjită de sânge, așa cum îi promisese. Prin șara boierului Moțoc este o altă scenă de factură romantică, prin imaginea violentă a mulțimii care s-a repezit asupra lui ca o idră cu multe capete și într-o clipită îl făcu bucăți. Lăpușteanul pune apoi să se reteze capetele celor uciși, după care le așează în mijlocul mesei, după neam și după ranguri, făcând o piramidă de 47 de căpățâne, vârful căreia se încheia prin capul lui Logofăt Mare. Când termină, o cheamă pe domnița Ruxandra să-i dea lacul de frică promis, însă ea leșină la vederea acestei grozăvii. Spre dezamăgitoarea domnitorului, femeia tot femeie, în loc să se bucure, ea se sperie. Deznodământul coincide cu ultimul capitol, care are ca moto: de mă voi scula, prea mult am să popesc și eu. Timp de 4 ani, Lăpușteanu își respectă promisiunea făcută doamnei Ruxandra și nu mai decide niciun boier, dar născocește tot felul de schingiuiri. Scotea ochi, tăia mâini, ciuntea și seca pe care avea prepus. Era totuși neliniștit, pentru că nu pedepsise pe Spancioc și Stroici, pe care nu reușise să-i găsească, simțindu-se mereu în pericol de a fi trădat din nou de aceștia. Se disting în această secvență o elipsă narrativă și lipsă temporală, deoarece narratorul nu relatează întâmplările, ci comprimă în câteva fraze evenimentele celor 4 ani. Vodă se retrage în cetatea Hutinului, unde se îmbolnăvește de lingoare și în delirul frigurilor îl mustră conștiința pentru toate cruzimile înfăptuite, de aceea îl chemă la ea pe metropolitul Teofan, căruia îi cere să-l călugărească, lăsând moștenitor la tronul țării pe fiul său, Bogdan. Mitropolitul și episcopii, crezând că se sfârșește, îl călugăriră și îl proclamă pe Bogdan domn al Moldovei. Presimțind apropiatul sfârșit al lui Vodă, au sosit în cetate Stroici și Spancioc. Trezindu-se din starea de inconștiință și văzându-se îmbrăcat în rasa de călugăr, Lăpușteanul se enervează foarte rău, își pierde complet control și amenință cu moartea pe toți, inclusiv pe soția și pe fiul său. M-ați popit voi, dar de mă voi îndrepta, prea mulți am să popesc și eu, iar pe cățeaua asta, voi
voi să o tai în 4 bucăți împreună cu țâncul ei. Îngrozită de amenințările lui Lăpușneanu, doamna Ruxandra acceptă sfatul lui Spancioc de a-i pune soțului ei o travă în băutură, fiind înconjurată și de metropolit care îl numește crud și cumplit. Scena otrăvirii este cutremurătoare, deci romantică. Stroici și Spancioc se uită cu satisfacție la suferințele lui Vodă, iar Stroici cu un cuțit îi decleștă dinții și turnă pe gât o travă ce mai era pe fundul paharului, spunându-i cu bucurie: învață a muri, tu care știai numai a omorâ. Naratorul descrie în detaliu chinurile îngrozitoare ale domitorului care se zvârcolea în spasmele agoniei. Spume făcea la gură, dinții scrâșneau, până când în sfârșit își dete duhul în mâinile călăilor săi. Alexandru Lăpușneanu, lăsând o pată de sânge în istoria Moldovei, a fost înmormântat la mănăstirea Slatina, unde se vede și astăzi portretul lui și a familiei sale. Iar spre final să vedem puțin și caracterizarea personajelor. Personajul principal al novelei, erou romantic cu atestare istorică, este alcătuit din puternice trăsături de caracter, un personaj excepțional ce acționează în împrejurări deosebite. Ca orice personaj principal de novelă, Alexandru Lăpușneanu este foarte riguros conturat, având puternice trăsături de caracter. Lăpușneanu este tipul domnitorului tiran și crud, cu voință puternică și spirit vindicativ, trăsături ce reiese indirect din faptele și vorbele personajului. În organizarea răzbunării împotriva boierilor trădători, care constituie unica rațiune pentru care s-a urcat pentru a doua oară pe tronul Moldovei, Vodă schingiuiește, ciuntește și omoară pe boieri. Le ia averile profitând de cea mai mică greșeală dregătorească, la cea mai mică plângere. Hotărât să-și ducă la îndeplinirea planului, el este neclintit, răspunzând cu mânie: dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Și dacă voi nu mă iubiți, eu vă iubesc pe voi. Să mă întorc, mai degrabă și întoarce Dunărea cursul îndărăpt. Se dovedește bun cunoscător al psihologiei umane, care reiese din secvențele ce relevă atitudinea lui față de Moțoc, pe care îl cruță pentru a se folosi de perfidia ticăloșia lui în aplicarea planului răzbunare, precum Jincean, care știe să profite de mulțimea adunată la porțile curții domnești care îl linșează, reușind astfel să scape de unul dintre cei mai amenințători dușmani ai săi, argumentând, proști dar mulți, să omoră o mulțime de oameni pentru un om nu ar fi păcat? Deține arta disimulării, scena din biserică fiind foarte semnificativ în acest sens. Vodă, îmbrăcat cu mare pompă domnească, ar fi comis crime, citează din Biblie, în timp ce pregătește cel mai sadic omor din toate câte comisese, piramida de capete tăiate ale celor 47 de boieri uciși la ospățul domnesc, la care fuseseră invitați. Cruzimea este trăsătura romantică și dominantă a lui Lăpușneanu, reieșind indirect din multele scene cumplite. Leacul de frică, linșarea lui Moțoc, amenințarea cu moartea propriei familii, schingiuirea și omorârea cu sânge rece, ba chiar cu satisfacție a boierilor. Moartea violentă, prin otrăvirea lui Lăpușneanu, de către chiar blânda lui soție, este tot de factură romantică. Acum să vedem puțin și câteva elemente din caracterizarea directă și, în sfârșit, terminăm. Făcută de narator, se controlează prin redarea gesturilor și a mimicii personajului. Atât forța de disimulare, în minutul acela, el era foarte galben la față, ca și racla sfântului ar fi tresărit, cât și ura permanentă care determină comportamentul, sângele întrânsul începu a fierbe. Norodul este primul personaj colectiv constituit pentru prima oară într-o operă literară, după regula de mișcare și de gândire unitară, reacționând ca un singur om. Prostimea rămase cu gura căscată, începu a se strânge, cete-cete, toate glasurile se făcură un glas, în toate inimile fu o scânteie electrică. Autorul are măestria artistică de a surprinde psihologia mulțimii, iar pentru a numi mulțimea constituită ca un singur personaj, folosește substantive și expresii sugestive, ca gloată, norodul, câteva sute de mojici, prostimea, proști, mulțime, idra cu multe capete. Moțoc este boierul intrigant și trădător, perfid și cinic, care nu se dă în lături de la nimic pentru a profita de orice împrejurare care poate fi benefică. În antiteză, Lăpușneanu este domnița Ruxandra, înzestrată numai cu trăsături pozitive, între care gingășia, blândețea și iubirea de oameni. Procedeile de caracterizare, directe și indirecte, replicile devenite emblematice pentru construirea eroilor, compun personaje romantice a căror trăsătură dominantă trimite și către influențe clasiciste. Novela Alexandru Lăpușneanu este o novelă istorică, deoarece cuprinde numeroase elemente realiste ilustrate de adevărul istoric preluat de Costache Negruți, din Letopisețul Țării Moldovei, scris de Grigore Ureche. Ocuparea tronului Moldovei de către Alexandru Lăpușneanu între 1564-1569, întâlnirea lui Lăpușneanu cu boierii, replica lui Alexandru Vodă, de nu mă vor, eu îi vreau pe ei, și de nu mă iubesc, eu iubesc pe dânsii și tot voi merge, ori cu voi, ori fără voi. Scena ospățului și a măcelui de la curtea domnească, omorârea celor 47 de boieri. Închisau poarta și ca niște lupi, într-o turmă fără niciun păstor, au intrat în trânsii, de-i snopea și înjunghea, nu numai boierii, ci și slujitorii, și au pierit atunci 47 de boieri, fără altă curte ce nu s-au băgat în seamă. Și așa, după atâta nedumnezeire, și-au răscumpărat inima. Descrierea morții lui Lăpușneanu este preluată în mare măsură de Negruți,
Negruții din aceeași cronică. În novelă, Costache Negruții face referiri directe la inspirarea sa din cronica lui Grigore Ureche, atunci când relatează prezentarea doamnei Ruxandra la moartea părintelui ei, bunului Petru Rareș, care zice cronica: cu multă jale și mâhniciune a tuturor s-au îngropat în sfânta mănăstire Probota, zidită de el. Ruxandra rămăsese în vârstă, sub tuturatul a doi frați mai mari, Ilia și Ștefan, prezentându-l pe Ștefan, fratele Ruxandrei, ca fiind un desfrânt. Nu hălăduia de răul lui, nici o jupâneasă, dacă era frumoasă. În afară de datele istorice reale, în novele se manifestă și ficțiunea, ca rezultat al procesului de transfigurare a realității, ca produs al fanteziei autorului sub formă de licențe istorice. De pildă, Moțoc, Spancioc și Stroici nu mai trăiau în timpul celei de-a doua domnia lui Lăpușneanu, deoarece fusese condamnați și executați în Polonia. Referindu-se la valoarea incontestabilă a novelei Alexandru Lăpușneanu de Costache Negruții, George Călinescu afirmă că aceasta ar fi devenit o scriere celebră, ca și Hamlet, dacă literatura română ar fi avut în ajutor prestigiul unei limbi universale. Nu se poate închipui o mai perfectă sinteză de gesturi patetice adânci, cuvinte memorabile, de observație psihologică acută, de atitudini romantice și intuiție realistă. Cam asta a fost și episodul de azi. Dacă ți-a plăcut, de like, subscribe, iar de asemenea, dacă vrei să înțelegeți opera mai bine, vă recomand să o citiți. Vreau să le mulțumesc și celor de la ebacaloriat.ro pentru că au reușit să-mi ofere aceste informații. Baftă la bac și stați calmi, tot o să fie bine.